Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Încă un sfert de ceas și se termină maratonul vaccinării din București. Ah, maratonul vaccinării. Apropo, ați văzut ce se duce lumea la vaccinare, ca să nu zic altfel? De fapt, e aglomerație, ce să mai vorbim? Am crezut că e pe vreunul Ceaușescu și s-a băgat ceva. Da, mi-am făcut și eu doza a treia săptămâna trecută, pe la jumătatea săptămânii, am stat la coadă. Ai stat la coadă? Sincer, m-am bucurat, da. La mine a fost liber. Okay. Da, mă rog. Deci, uite, fii atent. Pe 23 octombrie, când a fost, acum două zile, da? Uh-huh. Asta a fost recordul. Doza 1, 91.665 de imunizări. 91.000, ca să înțelegeți cam care este diferența față de ritmul de până acum, că, mă rog, de aproape jumătate de an, să zicem, vaccinarea e moartă în coteț. Deci, în ziua respectivă, la rapel, adică oameni care au venit pentru a doua doză, da, și făcuseră prima doză și au venit la a doua doză, la rapel au venit 9.907 persoane. Deci ritmul era cam de 10.000. 10 ori mai mult, da. 91.000. Sigur, ăsta a fost un record, adică 91.665. Recordul anterior fusese pe 21 aprilie 63.000 de persoane. Deci lumea... Bun, acum întrebare. Sunați-ne, hai să vorbim un pic despre asta, despre fenomenul ăsta. 0372069599. Cum se explică, știți, există proverbul ăsta, dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă, de după aia, adică, dar cum se explică? Adică ce credeți, care sunt învățămintele care pot fi trase? Adică cum se face că deodată s-au pornit românii la vaccinare? Cărui fapt se datorează acest aflux? Vrem opiniile voastre la 0372069599. Ori fi restricțiile? Se teme lumea că nu se mai poate duce la mol, la cărciumă? Alea oricum s-au cam închis. Totul până la mol. Sau situația din spitale? Sau poate cine știe, în sfârșit s-au săturat de dezinformare și de minciunile diversilor politicieni și pseudo-jurnaliștii căloși? 0372069599. Până una alta, uite, avem un mesaj înainte să le cer tu. Apropo de preocuparea oamenilor pentru acest subiect, ne-a scris Romeo din Roman acum vreo oră și spunea așa: aș vrea să vă aduc în atenție un caz trist, zic eu. Am un coleg de muncă din Negrești Vaslui care ieri a umblat cu toată familia să-și facă vaccinul, dar din păcate niciun centru de vaccinare deschis, nici în Negrești, nici în localitățile limitrofe. Nu mi se pare normal când țara se află într-o perioadă tristă. Făcând public acest caz, poate autoritățile competente se vor sesiza. Zice acum, Romeo, acum... Nu înțeleg cum, adică n-a găsit centre de vaccinare deschise. Te uiți pe internet, vezi unde e deschis, te duci acolo. Vezi că multă lume, nu, nouă ne e simplu să vorbim așa. La Negrești, Vaslui, nu cred că oamenii au obișnuința de a căuta pe internet centre. Dar câte centre de vaccinare ar fi în jurul Negreștiului, Vaslui? Că zice că a căutat toată ziua și centrele de vaccinare erau închise. Toate? Mai e posibil un lucru, cred. S-ar putea ca centrele inițiale să se fi reorganizat. Ele s-au închis, că dacă se duceau 9.000 de oameni pe zi în toată țara... Atunci dacă omul era, a văzuse 1-2 și ele erau reorganizate, respectiv închise... Aici sunt două lucruri. Pe de o parte, sigur, cred că iar autoritățile au fost luate prin surprindere. Da, văd, sunt telefoane, imediat. Au fost luate prin surprindere de aflux și nu s-au pregătit. Sigur. Da, bun, sigur, fac acum maraton. Dar pe de altă parte am văzut și scene cu oameni care stăteau la coadă la vaccinare, super nemulțumiți. Dar de ce e coadă? Dar de ce nu sunt mai multe centri? Bine, dar până acum ce ați făcut? Îți spun eu de cel de centru de la Rome Expo, unde m-am vaccinat de fiecare dată, în trei doze, practic. Și la primele două doze era o hală de aia imensă, cu nu știu câte culoare și așa mai departe, și era puțină lume care mergea la vaccinare. Bun, iar acum am fost la doza 3 și totul s-a reorganizat într-o chestie super mică, tocmai pentru că nu venea lume. Bun, ce învățăminte tragem noi din acest brusc aflux al românilor la vaccinare? Ce îl determină și ce ar trebui să învățăm din asta? 0372069599. Alin? Alin, bună dimineața! Bună dimineața, Alin! Neața. Bună dimineața, băieți! Salut. Nu-i nicio minte de-apoi, Vlad, spun eu. Nu-i nicio minte, nu-și caută românii mintea de-apoi. Mânați de restricții. Asta e de 90% din ăștia care se vaccinează acum, îți mânați de restricții. Unul la mână. Vreau să-i răspund colegului de la Negrești, Vaslui. În 6 luni putea ajunge, eu sunt din Mureș, putea să vină pe jos, cred că. În 6 luni nimeni nu s-a dus să se vaccineze, adică nimeni. Foarte puțin. Nu, îți mânați de restricții, majoritatea. Am cunoștințe care mă sună, nu știu unde se face Johnson, nu știu unde, nu știu ce. Eu sunt vaccinat de a treia oară.
mă sună, nu știți unde e Johnson, unde... Nu, foarte, foarte mult... Dar restricțiile astea nu sunt chiar atât de severe cum au fost în alte țări din vest. Adică, da, s-au interzis nunțile, botezurile, dar în rest... Dar probabil că a găsit ceva, fiecare a găsit ceva pe listă. Adică, ce, că nu mai poți să intri la mall? Asta e serios. Da, poate adică fi un motiv, adică șaorma pe stradă e mai puțin interesantă decât o șaorma la mall. Bun, am mai fost la mall, da. Zic și eu. Mulțumim, Alin. Mersi. Eduard, bună dimineața. Da. Ah, nu mai e. Nu e nimic, e Daniel cu noi. Imediat. Îmi dă un mesaj mitic ascultătorul nostru. Negrești de Vaslui la 20 de kilometri de Vaslui. Dacă omul dorea să se vaccineze, avea de mers 20 de kilometri. Hai, serios, zici. Hai să nu sărim pe el acum. Nu, nu sărim pe el. Nu, bravo, încurajăm. Uite, astea sunt soluțiile. Nu, bravo, foarte bine. Daniel, bună dimineața. Salut. Bună dimineața, băieți, vă salut. De aproape de media sunt. Te rog. Eu v-am vaccinat, nu un weekend ăsta, cu un weekend înainte, și vă spun care au stat elementele la baza la care v-am vaccinat. În primul rând, eu am trecut prin boală în primăvară. Da. Am avut o imunitate de grup, mi-am făcut în primăvară, în martie-aprilie. Da. Da. Așa. Exact. Așa, ai avut anticorpi și ai așteptat am să... Am avut anticorpi, mi-am făcut două teste de anticorpi. Uh-huh. Da. Două teste de anticorpi, unul în primăvară, unul acum o săptămână, acum și o lună. Și am văzut că am suficient anticorpi astă primăvară. Acum, în septembrie, când mi-am făcut testul, am văzut că numărul de anticorpi a scăzut și am zis că, văzând și situațiile grave care se întâmplă în spital, am zis, domne, e momentul să fac și un vaccinul. Uh-huh. Și asta este propunerea pe care eu aș face-o către fiecare. Fiecare să-și facă vaccinul în funcție... Bun, cei care n-au fost bolnavi, clar, trebuie să-și facă... Uite, să știi că acum... facă vaccinul, dar cei care au trecut prin boală trebuie să-și vadă numărul de anticorpi. Da, aici am totuși un comentariu de făcut. Cred că e bine să ascultăm ce spun specialiștii, vaccinologii și epidemiologii în privința asta. E o discuție destul de complicată și complexă, la care nu ne pricepem foarte bine. Înțeleg că nu doar nivelul ăsta de anticorp contează și că organismul mai are și un alt fel de memorie. Dar nefiind specialist, eu nu pot să recomand să ne vaccinăm fiecare în funcție de când. Nu există o recomandare oficială. Faceți și dacă nivelul de anticorp scade sub 1,7, nu știu ce, du-te și vaccinează. Nu există recomandarea asta. Domnul Dumitra, care a fost invitat la noi aici, este conducătorul vaccinologiei în țara asta, a spus... Jindrovel, da. Așa. Domnul Jindrovel Dumitra. A spus că și cei trecuți prin boală, chiar dacă au anticorpi, trebuie să se vaccineze și că nu este o contraindicație la vaccin. Eu, de exemplu, am fost bolnav de COVID în aprilie, și m-am vaccinat în iunie, după ce am consultat câțiva specialiști și am ascultat sfaturile lor și aici la noi în emisiune și am înțeles că nu există varianta de supradoză de anticorpi, adică nu poate să-ți facă nimic rău dacă ai deja niște anticorpi. Știi de ce îmi pare rău? Vaccin. Acum deja fiecare cunoaștem oameni care au trecut prin infecție, da? Și din păcate unii dintre noi știm și oameni care s-au prăpădit din cauza infecției. Da. Săptămâna trecută am vorbit cu o amică de la mine din sat de acolo, nevaccinată, nu că era antivaccinistă, pur și simplu n-a interesat-o, uite așa. A făcut COVID. Și am văzut-o după, a stat în izolare 14 săptămâni și a intrat-o. 14 zile și a intrat-o. Cum a fost? Și a fost foarte nasol. Foarte nasol a fost. N-are nicio legătură cu răcel, cu nu știu ce, mi-a fost foarte rău. Și zic, și acum te vaccinezi? Da, de-abia aștept să-mi treacă perioada să mă vaccinez. Și mintea mea era, dar de ce ai lăsat să treacă timpul? Care e problema ca să suferi atât și să risci să ajungi la spital? Dumitru, bună dimineața! Salut, Dumitru! Salut! Alo? Bună dimineața, domnilor! Salut, te auzim, te rog! Eu aș vrea să cred că sunt mai multe categorii de oameni împărțiți ceva în genul... Unii se vaccinează de frică, ceilalți că și-au propus, pur și simplu, iar eu mi-aș dori ca cei mai puțini să fie ăia care se vaccinează ca să poată să meargă pe la mall-uri sau, mă rog, la alte diferite distracții. Mm-hmm. Mai am eu o întrebare care mi-o pun așa în mintea mea. Am făcut undeva prin iunie rapelul și eu și familia mea, și soția mea, pardon. Iar acum aș vrea să stau de vorbă cu medicul de familie dacă pot sau când pot să fac doza 3-a. O foarte bună idee. Da, corect, vorbiți cu medicul de familie. Acum, știți cum e asta, că sperăm să nu se vaccineze oamenii din cauza restricțiilor? Da, sigur că sperăm asta. Sperăm să ne vaccinăm pentru că înțelegem valoarea vaccinării, suntem responsabili față de cei din jur, dar vă spun ce s-a întâmplat în Franța, când a fost introdus certificatul verde obligatoriu, practic peste tot.
a explodat numărul de vaccinări. Și culmea, a crescut și cota de popularitate a președintelui. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.